Ia priviți, dragii mei, cât de frumoasă e mașina asta. Păi dacă e nouă, tot e minunat, nou. Nimic nu scârție, nimic nu zdrâncăne pe ea. Dar, se spune în popor, fiecare cal de cursă ajunge o gloabă. În spatele ei se află o gloabă. Adică mașina asta o fi fost și ea la vremea ei frumoasă, s-au bucurat de ea, s-au plimbat. Vai cum scuturau picioarele când se urcau în ea, vai câtă grijă să nu ardă soarele. Și acum, ia uitați-vă. Și un român de-a nostru binevoitor a dat un pietroi și a tras la un parbriz ca să fie lucru. Ia uite, a rezolvat. Și astălaltă, surioara ei, este și ea necăjită și amărâtă. Uitați-vă, a mâncat o rugină. Gata, s-a dus. A fost, acum așteaptă dezmembrarea. Dragii mei, când urcăm, să nu uităm coborâșul. Să nu uităm că vine vremea ca și noi să îmbătrânim și să ne rablagim. Ia uitați-vă cum arată. A mâncat o rugină. Of! Dar mulțumim la Dumnezeu pentru tot și pentru toate, fiindcă, spre diferență de tinichelele astea, noi avem un suflet nemuritor care nu îmbătrânește, doar trupul. Trupul îmbătrânește, slăbește. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să o mai privim o dată pe asta, că asta da, asta merge. Așa da. E, minunat.